Salutare, jupânilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de roleplay Hore Mitoc. Ei bine, jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga în forță să apăsați acolo butonașul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi încă nu sunteți abonați și dacă aveți vreo nelămurire sau vreo problemă, lăsați un mesaj și un follow la pagina de Instagram din stânga jos, pentru că eu acolo să încerc să vă răspund tuturor, așa că haideți în forță și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem... acasă, bineînțeles, astăzi avem de treabă pentru că trebuie să mergem până la domn primar, la Nea Cristinel, ca să-i zic mai bine. Și da, să mergem direct pentru că m-a chemat, trebuie să facem un mic transport astăzi și că un mic transport, dar de gabarit mai mare. Așa mi-a zis el în telefon, așa că haideți cu un mare, mare like chiar acum și să luăm și noi Dacia Break, bineînțeles. Să ne urcăm în ea, o băgăm în viteză și mergem direct la... domn primar, să vedem ce zice. La el acasă acolo, bineînțeles, pentru că acolo are mai majoritatea utilajelor, să vă zic așa sincer, pentru că după cum știți, el se ocupă cu mai cu de toate. Are fermă, are firmă de transport, are o mulțime de chestii. Acum e și primar, bineînțeles. Normal n-are el voie să facă treburile astea, e pe numele lui femei sa firma și tot ce are el. Da, vă dați seama că e firma aia lui. Na, categorică aia lui. Că altfel nu putea să fie primar dacă erau toate pe numele lui, vă dați seama. Și, na, până la urmă, ce să mai, să mergem direct acolo, să vedem ce zice nenea Cristinel. Bine, eu îi zic Cristi câteodată îi zic domn primar, adică nu-i problemă, că până la urmă suntem cam, bine, e un pic mai mare decât mine, dar nu-i problemă, că eu îi zic tot la fel. Cristi sau domn primar, nu-i problemă, cum îmi vine așa îi zic. Da, bine, de regulă îi zic domn primar, că până la urmă e un pic de respect, așa. Acum să mergem direct acolo și ce să mai, să vedem ce treabă are pentru mine astăzi, pentru că a zis că dă bani frumoși, a zis dacă am timp astăzi și vreau să fac un ban grămadă acolo mare, să vin direct la el că are o treabă pentru mine, o misiune să zic așa. Hai că lăsăm Dacia Break aici pentru că până la urma urmei nu mai bag în curte, n-are nici sens, nici rost. Hai să deschidem porțile, că văd că e acasă, bănuiesc e acasă, nu? Și, na, ce să mai, să intrăm și noi în curte. Hai că până se deschide poarta asta îmbătrânesc și eu. Să vedem pe unde-i domn primar ăsta, că uite-l mă acolo, parcă îl văd eu. Hai să mergem la el să vedem ce zice, că are de treabă, cred că ca la Paște bănuiesc eu. Să trăiesc, domn primar, hai că am venit să-mi zici care-i treaba cu ce misiune ai pentru mine, că așa ai zis, că ai treabă, că nu știu ce. Noroc, ia camionul ăla turbat. Și vezi că am un tractor la bază pe care să-l aduci. Așa. Ia cheile. E unul mare cu șenile pe care l-am închiriat. Ai grijă. Platforma la camion o iei din fața porții. Bun, perfect. Păi, hai că mă duc ca să-l aduc cât mai repede. Hai că ne auzim. Haideți, jupânilor, să vedem care-i treaba. Deci un tractor mare pe șenile, din câte am înțeles. Hai să vedem, tată. Uite, luăm turbatul ăsta de care zicea el. Volvo, băi, dar e vechi un pic, într-adevăr, dar cred că merge, rupe, zic eu, că Volvo-urile astea mereu au făcut camioane bune. Hai să-l pornim. Ia, hai că l-am pornit, avem și girofaruri, fiți atenți, cam așa arată la interior, așa se prezintă. Avem și pat dacă ne somn bine, nu avem noi timp să dormim, că avem de treabă. Să-l băgăm în viteză și să ieșim cu el pe drum, bineînțeles, luăm platforma. De acolo de unde a zis el, din fața curții, ia să vedem noi cum ne întoarcem pe aici. Lăsăm porțile deschise, nu le mai închidem, că vă dați seama, când o să vin, nu o să mai aștept eu să se deschidă porțile jumătate de oră. Hai să vedem cum ne încadrăm, fiți atenți cum facem, în felul următor. Hău, tata, să nu bușim mahamă. Am crezut că am zgâriat papucul. Dacia Break, dar se pare că am luat-o bine, bine de tot. Deci m-am încadrat la fix, le am cât de cât. Și hai să luăm, bineînțeles, platforma. Uite că mă și bâlbâi. Hai, încă un pic, cred că e perfect așa dacă o cuplăm, nu? Hai că am cuplat-o, să mă dau jos să mai cuplez firele și ce mai e de cuplat. Și să mergem direct acolo unde a zis el, că știu unde are o bază, să zic așa. Unde are el buncărele pe acolo, pe unde a zis. Hai să vedem pe unde ne întoarcem și noi, naibii, că avem... avem de mers nu foarte mult, doar că dacă avem de făcut transportul ăsta nebun, trebuie să avem grijă, vă dați seama, că edita mai tractorul bănuiesc din câte mi-a povestit el. O să vedem, mi-a dat și cheile, mi-a dat tot, deci are încredere omul în mine, n-are treaba, are încredere 100%, că altfel nu-mi dădea mie cheile și să-i fac eu transportul ăsta, ești nebun.
În fine, hai să vedem despre ce e vorba, că sunt curios. A zis că a închiriat tractorul ăsta, din câte am înțeles. Ia, hai, dăm pe aici, pe la stânga. Și să vedem, să vedem ce tractor are el acolo, că sunt foarte, foarte curios, căci că e mare. Am o vedea dacă chiar atât de mare de cum, precum zice el. Deci are undeva pe stânga, dar mai în față, o să vedeți unde. Dar aici nu mergem foarte, foarte repede, că s-ar putea să punem frână prea bruscă și să nu fie bună treaba. Așa că, da, are el pe acolo și buncăre, are și garaje, are mai multe treburi. Uite aici. Aici, dacă nu mă înșel, nu? Nu, mai în față, mai în față, tată, stai așa. Stai că încurcam calul cu măgarul, deci nu-i bine. Hai că îi dăm mai în față să vedem pe aici, pe undeva, pe zonă. Unde are el, nenea? Stai așa. Unde are el garaje? Băi, nici nu știu, sincer. Am fost de vreo două ori pe aici, dar nu mai știu exact pe unde. Ori pe stânga, pe aici, ori mai în față. Ia că dăm noi de, dăm noi de garajul ăsta până la urmă, urmei. Aici era, mă, și nu l-am văzut. Da, mă, uită, mă, aici mea era. Hai că stai să dăm pe afari camionul. Stați că facem în felul următor. Îl dăm un pic mai pe, mai pe margine și lăsăm pe afari să intrăm să vedem care-i treaba mai întâi. Să vedem dacă putem să ne încadrăm cu camionul pe acolo. Hai că lăsăm pe afari, nu cred că are probleme. N-are probleme, poți să lași pe afari și pe aeroport. Să vedem de tractor, uite. Ia ăsta l-am văzut. Mamă, fii atent ce aici, tată. Păi ce tractor are domn primar aici, dacă ăsta e tractorul lui. Bine, a zis că l-a închiriat, dar totuși, dacă ăsta... Pe ăsta l-a închiriat el, înseamnă că e bombă, băi. Pe șenile, eu n-am văzut așa ceva în viața mea. Ia uite cum arată. Fai de capul meu, splendid. Ori o fi ăsta ca alt tractor, nu mai văd eu pe aici pe zonă. Nu, aici sunt buncărele, deci... Nu, deci ăsta e singurul tractor din curte. Păi de capul meu ce tractor mare. Băi băiatule, unde mai vezi tu așa ceva, mă? Nici în filme. Fii atent, un Fendt, de care Fendt? Stai că vreau să-i văd, vreau să-i văd modelul. Ăla-i modelul de acolo, nu? Da, mamă, da, mare, tare, îndragi, băi, serios de nu. Fiți atenți ce mare e. Fendt 1151, vedeți și voi. Mamă, cred că are ăsta de a cai putere de... Oamă, o herghelie de cai. Hai să băgăm noi platforma un pic aici cu spatele, să vedem dacă ne încadrăm. Așa sper, pentru că am eu manevrele mele cât de cât. Ia să ne încadrăm noi cumva, să încercăm să ne băgăm cu spatele acolo. Uitați, facem în felul următor. Băgăm acum în marșalier și îi dăm cu spatele. Ia să vedem noi dacă le am eu cât de cât cu încadrarea pe aici. Eu așa sper, că n-am luat permisul, v-am spus. Eu nu l-am luat cu bani. Stai așa că nu m-am băgat bine. Nu m-am băgat bine de prima dată. Stai așa, facem în felul următor. Acum trebuie să îndrept un pic roțile. Hai, dă-i. Atâta, uite. Și cât de cât acolo. Hai că m-am băgat, mă, cât de cât. Eu zic că pentru prima oară. Bine, am mai făcut eu manevră de astea, dar nu foarte dese. Hai să mai dăm un pic în spate. Atâta și cred că e ok așa, nu? Hai să dăm calele jos, bineînțeles, că alea sunt importante. Ia să vedem, le-am dat jos. Băi, eu sper să încapă pe aici tractorul, pentru că e destul de lată și platforma asta e mai lată chiar decât camionul, am văzut. Hai acum să ne urcăm și noi în John Deere, în Fendt-ul ăsta care e demențial, ia uitați-l. Hai să-l pornim. Mama mia, uite cum arată pe aici, pe la interior. Da, vă spațial, ești nebun? Eu nici în casă n-am televizoare de astea, ești nebun? Mamă, frate. Hai să vedem, să-l băgăm în viteză. Avem și la asta girofarul, avem tot, fii atent. Să-l băgăm în viteză mai întâi. E automat, bineînțeles, lumini, față, spate, peste tot, semnalizări. Ce naiba mai vrei mai mult de atâta? Fii atent și tu. Hai să-l băgăm în viteză și să îl punem pe platformă, să vedem dacă reușim noi să-l băgăm pe aici. Mi-e teamă un pic, pentru că uitați-vă la ce șenile are, băi băiatule. Tractorul ăsta, fii atent. Stai așa că trebuie să ne încadrăm la perfecție. Vedeți și voi cum sunt șenilele astea puse paralele. Deci trebuie să ne încadrăm la perfecție dacă vrem să-l urcăm cu bine pe platformă. Nu, acolo n-am luat-o bine. Stai așa că trebuie să-i dăm un pic mai la stânga. Avem avarele pornite, hai că le oprim, că deja mă enervează. Mamă, frate, fii atent cum facem noi acum cu platforma asta. Cam greu de urcat, într-adevăr. Uitați-vă cât am mastodontul de tractor avem noi aici. Hai, mă, cum să ne încadrăm, că nici nu știu, sincer. Hai, că l-am urcat. Mamă, uite cum l-am băgat aici pe platforma asta. Acum dacă l-am scăpat pe o parte, ne-am dus. Deci eu dacă l-am scăpat acum pe o parte tractorul ăsta, mi s-a dus jumate din banii de pe toată viața mea, fii atent. Cred că un tractor de ăsta, dacă nu face
300.000 ca popa, uite-te cum arată, băi băiatule. Vreau să-l pun mai drept, bineînțeles, pentru că oricum o să-l leg, doar nu sunt nebun să-l las așa, numai că trebuie să-l dau un pic mai pe dreapta. Dar nici foarte pe dreapta, că e cam în vale și nu vreau să se răstoarne platforma după aia. Uite ceva de genul ăsta, acum e prea. Stai așa că nu-mi convine cum stă tractorul pe platforma aici. Stați așa că deja e jale mare cu... Fiți atenți. Acum cred că e ok dacă stă așa, nu? Cât de cât? Hai mă, ce are? Ce-o avea de nu stă? Acum, îl lăsăm așa, ia să-l oprim. Mamă, m-a luat un fior pe șirea spinării când l-am urcat. I-am zis, ori îl accelerez, ori îl scăp în dreapta. Abii mai bine că l-am accelerat, că altfel... Doamne, ferească sfântul, fii atent. Stai, am cuplat ceva aici sau n-am cuplat nimic? Fii atent. Stai. Acum... Am cuplat, hai că l-am cuplat acolo. Hai să ne urcăm atunci în camion. Mamă, dar acum cum îl scoatem noi de pe... Oare atinge aici la platformă? La cabină? Ia stai să vedem. Îi luăm ușor, ușor de tot. Mamă, dacă atinge atâta mai trebuie. La limită, băi băiatule. Are girofarurile astea și n-am cum să-l scot. Fii atent. Deci, băi, nu cred așa ceva. Eu așa ceva refuz să cred. Facem atunci în felul următor. Îl dăm jos iarăși că văd că e dejale. Lăsăm pe avarii camionul ăsta. Stai să lăsăm pe avarii că deja uitați până unde l-am scos. Tu-i mama măsii de tractor, dacă nu, mi-a mâncat viața. Stai că trebuie să mă sui pe aici acum. Uite, băi băiatule, un pic mai aveam și îl scoteam de tot. Hai că nu-i problemă, îl dăm cu spatele, îl coborâm. Stai așa că am uitat să-l decuplez de aici. Atâta, stai așa că e jale mare, de aia nu dădea înapoi. Hai că-l dăm acum înapoi, hop, ușor, să nu-l scăpăm, bineînțeles, trebuie să avem grijă maximă, ca de un bebeluș. Ne urcăm înapoi, dăm la dreapta și-l punem pe vale, asta este. Hai, dă-i pe aici, sper să nu încurcăm foarte, foarte mult traficul. Dă-i un pic mai în față, cred că ceva de genul ar fi ok, zic eu, nu? Bun, dăm calele jos din nou, ne dăm și noi jos. Ia uitați-l, hai să îl băgăm din nou să vedem dacă reușim. Mamă, dar cât a tractorul și motorul nu se aude chiar așa de tare, deci vă dați seama. Hai să facem în felul următor, ieșim și noi pe aici și să vedem dacă putem să ne încadrăm de data asta, că avem și noi drum drept acum. Bine, e în vale un pic, dar totuși e mai drept decât cum era acolo. Hai, dă-i sus. Atât, hai că l-am urcat din prima și l-am urcat destul de drept, zic eu. Îl lăsăm așa, îmi bat piciorul, nu mă mai risc, nu mă mai dau stânga-dreapta, că deja mi-a mâncat viața. Hai că l-am cuplat, am să ne suim în camion, tragem și noi calele și putem să plecăm, cred că, nu? Ia să-l băgăm în viteză. Atâta, în sfârșit am plecat și noi la... către domn primar cu transportul ăsta greoi, care, băi băiatule, dacă n-am crezut că îl scăpăm atunci prima dată... Atât am era, dacă scăpam atunci, nu mai, îmi făceam cont în bancă, împrumut și îl plăteam toată viața, serios de nu. Mamă, dar ce tractor mișto, e și mișto, e și mare, e și ce vrei tu, fii atent, trebuie să ai grijă aici, că uitați-vă cât de lat e. Deci mi-a dat domn primar platforma asta la fix, a avut încredere în mine, mă mir cum de a avut încredere să-mi dea el pe mână tractorul ăsta. Băi, băiatul, ăsta e gigantic, nu-i mare, nu-i imens, e gigantic, vă dați seama. Stați așa să iau și eu o apă de aici, că nu mai pot. Vreau să-mi cumpăr o apă, că deja m-a luat cu căldurile. Fii atent. Hai de capul meu. Hai că am revenit, mi-am luat și o apă. Am băut una rece, că nu mai puteam. Să luăm înapoi camionul și noi să mergem, tată. Dăm un semnal stânga și ne asigurăm, tată, și ieșim și noi de aici, că am tras și eu cam șui așa camionul. În fine. Hai să-i dăm tot în față, că trebuie să ajungem la domn primar cu bine, să luăm și noi bănuții. Și să-i tragem aici la stânga, să o luăm pe aici. Băi băiatule, cât de dobitoc mă să fiți să-ți lași mașina aici. Uite ce mașină, da, ce zicem, băi, eu îmi permit că am dita mai mașina. Fii atent tu, Doamne, zici tu dacă nu te, ți-o mănâncă viața, fii atent. Mamă, stai că s-a pus cam șui tractorul pe platformă. Tui, mama măsii de treabă, asta mai întrebeam eu acum. Stai așa, că nu-i bine pus, nu-i bine poziționat și mi-e frică tare că se răstoarnă. Fii atent, stai așa că trebuie să-l pun înapoi.
Stai așa că l-am... Era să-l scăp de pe platformă de acolo, fii atent și tu. Stai așa să-l dăm jos. Să-l dăm jos că e jale, jale. Stai să-l decuplez de aici, în pușca mea, că fii atent cum stă. Stai așa, stai așa că deja e jale mare. Mamă, stai să nu cadă. Hai, hai, dă-i în față, dă-i în față. Încă un pic, stai că l-am suit-o mai la mama dracului. Stai acum că nu l-am legat în ambele părți când am plecat, am uitat. Nu știu ce a fost în capul meu de nu l-am legat în ambele părți, că s-a dus cam șui, ați văzut și voi. Of, mamă, dacă nu mi-a mâncat viața tractorul ăsta. Hai să ne dăm jos înapoi și să îl cuplăm o dată aici și îl cuplăm o dată aici și gata. Hai să mergem înapoi în camion și să vedem, ne încadrăm pe aici că... Cine dracu a pus, mă, mașina pe aici? Cine a parcat-o? Nu vreau să vorbesc curând că deja mi-a mâncat viața tractorul ăsta. Stai așa, că o, ce mașină scumpă are ăsta, să-mi bag piciorul acum, cum dracu iau eu pe aici? Fii atent, uite, pe aici, hai că mai am un pic de loc, vreo 10 cm și pe aici, oare iau oglinda? Băi, dar ce mașină ți-ai luat, tată, de nu-ți rabatești oglinda aia? Tu zgâtul tău de... Doamne, fii atent, fii atent, stai așa. Maxim, i-am dat dreapta, nu pot să-i dau mai mult, că iau gardul. Stai, dăm înapoi, că deja văd că agăța un pic acolo cu roata. Fii atent, zi tu, dacă nu mi-au mâncat... Gata, mamă, fii atent cum la limit am ieșit de pe aici. Da, băi, și uite, până la urma urmei am zis că mă omoară transportul ăsta cu ăla acolo. Cum să parchez, mă, în halul ăla? Deci nu doresc la nimeni transport de ăsta. Doamne ferești, deci ați văzut ce greu mi-a fost să trec printre gar și printre mașină. Am să-i trăgem pe aici pe la stânga, numai că o să avem nevoie de spațiu și să scoatem de aici brecul. Ia să vedem noi, îl dăm un pic mai în față, am transformat de mână, bine, mamă, fii atent cum s-a pus tractor, tu e mama lui și nația lui de tractor, fii atent, dacă nu mi-a mâncat viața, a sărit aproape de pe platformă, fii atent, îi dăm cu spatele un pic și acum îi dăm cu fața, măcar așa ca să stea cât de cât acolo, e greu, tată, e greu să faci un transport în ziua de azi, mai ales cu utilaje de astea mari, hai să dăm noi acum în față brecul ăsta. Să-l pornim și dă-l tată un pic mai în față că e greu. Hai, îl oprim și să-l punem până la urmă, să-l ducem în curte aici. Ia să vedem, reușim sau nu reușim? Mamă, frate, s-au rupt și frânghile alea cu care le-am legat, s-au rupt toate. Dar cum dracu să intru aici, mă, că remorca asta stă în vale ca... Foai de cap, mă, lasă că-l lăs aici și vorbesc cu domn primar și aia îi zic, bre, până aici ți-am făcut transportul. Mută și matale remorca asta, că nu am cum dracu. Cred că s-a dus în vale de când am plecat noi. Ei, mă, să vorbesc cu el și revin, că nu mai. Văd că tractorul ăla face figuri tare. Am vorbit jupânilor și cu domn primar. A zis să lasă aici tractorul și ăsta că-l bagă el. Așa că, ce să mai, mi-am luat și eu banii. Hai să ne urcăm în break. Până la urmă, urmea asta este. Mergem acasă frumos, am făcut 5 milioane, tată. Uite cât a transportul de tractor. Da. Cam atât a fost jupânilor și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut, nu ezitați să lăsați un mare like, un subscribe și bineînțeles pe data viitoare vă urez mai bine și noi ne vom revedea bineînțeles în următorul episod.